Eu mă duceam, am animale pe deal. Eram cu un sac, cu șismele, cu bățul în mână, cum... Și mai avem, nu știu ce mai avem. Și o să stăm de viniți o leacă. Unde vă duceți? Zic, mă duc pe deal. Hai, lasă. Hai să dau un pahar de bier, 7 duși. Eu nu știu cum asta e plecată. Și v-a chemat în curte la el? În curte, după ce am pășit poarta, m-a luat pe sus. Pe sus m-a luat și m-a țuit în cameruță, așa e acolo. M-a lovit? Cum să nu și lovit? Uite, sfarmat atât și tantură, uite. Cum ați reușit să scăpați, bunic? M-a rugat el ca cum te rogi la Dumnezeu să mă lăs în pace, când alți spui la nimeni, să mă lăs în pace. Obosit, dar vermea aproape a fost de 2 ore care m-am luptat cu el. O încercat de 2 ori? De 2 ori, adică de câte ori a vrut el, dar eu n-am rezistat ca să ajung eu să-ți bată joc un copil de mine. Cum o femeie bătrân. Cum ați reușit să scăpați, bunic? Am scăpat prin puterea lui Dumnezeu, eu cred că și-o poartă un cuiet, o diavol. Și am ieșit numai prin grădină pe acolo și uite, am spart gardul ăia acolo. Merge să vă arăt gardul spart. Am avut noroc că am dat cu pumnul așa și am spart. Gardul, uite, lacul tot se vede de aici la veșel. Când am ajuns la poartă, poarta încuietă. Eu nu știu cât diavolul încuie poartă. Așa, și pe unde să reușesc? Am ieșit pe portița lor care ies în grădină și am intrat la veșină. Uite, îți vă arăt scândurile. Uite, pe neamiștire, că lacul tot a fost pe poartă. Arată-mă tare cum ai ajuns acolo. Cum am ajuns? Uite, am venit pe colo, așa, ia. Așa, și am ieșit pe aici, am dat cu pumnul. În scândurile am rupt, poarta era încuietă cu lacă și am ieșit pe aici, uite, frică și spaimă, am rupt tot și am ieșit pe aici. N-am mai luat-o pe partea ce pe îmbălării și am venit de la captul gardul, de acolo. Mă gândeam să nu mai ajung, de frică nu știam cum să rup scândurile mai rapid.